Bună ziua și bine v-am regăsit! Ziua Regalității. Astăzi ne-am propus să discutăm despre 10 mai. Ce înseamnă 10 mai pentru România? Între 1866 și 1947 a fost Ziua Națională a României. Astăzi, Ziua Regalității. Ziua în care ne-am recăpătat independența de stat în 1877. Astăzi nu suntem liberi, cum e într-o zi normală, ci oamenii merg la servici. Dar este o zi importantă pentru România, pentru că este Ziua Regalității, o zi care trebuie să devină Ziua Națională a României. Astăzi îl avem ca invitat aici, la noi în studio, pe domnul Mihai Vasile Cucerzan, lector universitar doctor la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj. Domnule profesor, bine ați venit în studio. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Ce înseamnă 10 mai pentru România? Ce a însemnat 10 mai? Ce a însemnat regalitatea pentru România? Sunt mai multe întrebări, voi începe cu prima. Încercăm, de ce? Pentru că oamenii trebuie să știe ce a însemnat regalitatea pentru România, ce reprezintă 10 mai pentru România, 10 mai și nu 9 mai și nu alte cifre și date trecute de către comuniști, ci zilele adevărate. 10 mai este una dintre cele mai importante zile din istoria poporului român. Și dacă este să menționăm evenimentele care s-au petrecut pe data de 10 mai, vom înțelege cu adevărat acest aspect. Practic, sunt trei evenimente importante, fundamentale din istoria României. Pe de o parte, 10 mai 1866 este data în care Carol I devine principe, momentul în care a acceptat, știm foarte bine, după unirea din 1859, în condițiile care au fost stabilite în spiritul acelor vremuri, o soluție importantă pentru societatea românească era și aducerea prințului străin. El a fost practic ales în acel context, iar pe data de 10 mai 1866, el devine practic conducătorul țării românești. Începe o perioadă frumoasă pentru România. O perioadă și frumoasă, cu foarte multe realizări, pe de altă parte, dar și o perioadă în care au fost foarte multe jertfe pentru a putea fi realizate acele obiective. Și, practic, rezultatul cel mai important în spiritul acelor vremuri, putem spune că a fost Marea Unire din 1918, care a reprezentat, practic, unirea tuturor românilor într-un singur stat. Și toate aceste elemente, sigur, sunt datorate în foarte mare măsură și regalității și celor care au avut calitatea de rege în acele vremuri. Și evident, este vorba de personalitatea lui Carol I, pe care, iată, îl putem vedea în imagine, care a avut o lungă, foarte lungă domnie, între 1866 și 1914. Și, evident, trebuie să menționăm și data de 10 mai 1877, atunci când Carol I proclamă independența României. Practic, acela a fost fundamentul statului național român. Pentru că fără independență nu putem discuta despre un stat de sine stătător. Și datorită acelui moment foarte important, practic, s-au pus bazele statului român modern. Foarte multe state au ziua națională în acea dată în care este marcată independența. Iată că, din păcate, la noi, după 1989, prea puțin s-a discutat despre acest moment. Prea puțin au avut interesul să-l ni-l prezinte în adevărata sa dimensiune și doar în urmă cu câțiva ani, data de 10 mai, a redevenit sărbătoare națională, dar are, evident, după cum vedem, un statut mai special în comparație cu alte zile de sărbătoare națională. Nu este o zi liberă, probabil că ar trebui să fie o zi liberă și marcată corespunzător. Așa pentru... ar fi firesc, normal. Ziua Independenței, repet, a fost fundamentul statului român modern și acest moment trebuie sărbătorit, trebuie marcat. Indiferent că suntem monarhiști sau nu suntem monarhiști, trebuie să recunoaștem că independența a venit pe data de 10 mai și în acel context, sigur, trebuie să ne bucurăm, să apreciem momentul adevărata sa însemnătate. Unii marchează data de 9 mai, atunci când în Parlament, Cogălnicianu a prezentat acel
document care proclama independența, dar una este faptul de a fi proclamat în fața Parlamentului de către un reprezentant onorabil al națiunii române și alta este ca acel moment să fie proclamat de către conducătorul statului. Șeful statului. Și a fost pe data de 10 mai acel moment. Știți? Mai, e mai puțin, să spunem, din punctul meu de vedere important, că e 9 sau e 10, dar este fundamental ca independența să fie marcată ca zi de sărbătoare națională. Sunt atât de multe zile speciale, zile libere chiar, nu? Dar independența, iată că nu este, din păcate, recunoscută la adevărata sa însemnătate. Pentru că mulți, sigur, nu agrează, să spunem, faptul că acea realizare atât de importantă a avut loc în timpul egalității. Și atunci ești obligat să vorbești și puțin despre cei care au fost artizanii acestui moment. De ce le este frica actualilor politicieni de rege, de legalitate? Pentru că foarte mulți au fost îndoctrinați, nu neapărat că și-ar pierde unele privilegii, pentru că este clar că nu ar veni un rege și, sau o regină și ar schimba pe unii sau pe alții discreționar. Până la urmă, monarhia în România a dus, a întărit foarte mult și ideea de democrație. Nu? N-a Constituțiile din acea perioadă. A fost o scurtă perioadă, sigur, atunci, în anii 30, în contextul domniei lui Carol al II-lea, când era în Europa, o perioadă foarte tulbure. Dar în rest, regalitatea a fost un garant al democrației aici, pe meleagurile românești. Poate și că, având regalitate în România, marile proiecte ar putea fi realizate. Pentru că ar fi cineva care ar veghea peste jocurile politice care se întâmplă în România în zilele noastre. Regalitatea a dovedit în perioada în care a fost implementată la nivelul societății românești că aduce rezultate foarte bune. Discutăm despre proiectul național care a fost concretizat în acea perioadă, discutăm despre momentul 1918, discutăm despre dezvoltarea economică a țării, despre dezvoltarea socială și foarte multe alte reușite. Practic, România era atunci un stat respectabil pe harta Europei. Evident că nu curgea laptele și mierea peste tot. Era grânarul Europei, nu? Acum au fost multe momente foarte interesante, nu? Care nu trebuie uitate. Bucureștiul era micul Paris. Să nu uităm că atunci când a venit în calitate de principe, Carol I a primit o țară care nu era foarte dezvoltată, nu? A încercat reforme extrem de importante și domnitorul Alexandru Ioan Cuza și am discutat la un moment dat despre acest subiect, a avut contribuții esențiale, dar evident că nu pot să rezolvi probleme foarte importante într-un interval foarte scurt de timp și tocmai de aceea e nevoie de continuitate. Iar regalitatea, monarhia a adus continuitate, iată, un mandat foarte lung pe care l-a avut Carol I. Nu au fost schimbări de la o lună la alta, de la o săptămână la alta, nu? După cum se și anunța, nu? Într-un proverb românesc, schimbarea domnilor, bucuria nebunilor. Nu să fie doar de dragul de a fi schimbați. Trebuie să ai o continuitate, sigur, dacă e vorba de un proiect serios, nu? Pentru a te bucura de rezultate. Pe de altă parte, a fost și rodul relațiilor internaționale pe care le-a fructificat regalitatea în folosul statului român. Pentru că familia regală a României este înrudită și era înrudită cu mari familii regale europene și atunci, evident, accesul la anumite aspecte era mult mai facil. Și astfel România a avut posibilitatea de a realiza și proiectul din 1918, precum și alte chestiuni fundamentale. Deci trebuie recunoscute până la urmă toate aceste reușite, indiferent dacă avem în momentul de față opțiuni monarhice sau antimonarhice. A spus de ce unii oameni au această, sau politicieni au această abordare negativă, să spunem, la adresa regalității, la adresa monarhiei. Pentru că asta a fost îndoctrinarea care s-a realizat în perioada comunistă. Au fost decenii întregi în care despre monarhie nu s-a vorbit decât de rău. Nu s-a menționat niciun merit pe care l-ar fi avut, toate reușitele pe care le-a adus regalitatea au fost puse între paranteze, iar monarhia, respectiv persoana regiului, a fost în continuu denigrată. Au fost două entități continuu calomniate și denigrate. Și oamenii care s-au format cu sinceritate, din punctul lor de vedere, în acea perioadă, sigur că trăiesc sub imperiul acelor informații. Cine avea curajul ca în perioada comunistă să vină să spună un cuvânt bun despre regalitate, să pomenească o reușită a regalității?
Și atunci, evident, se evitau acele lucruri. Inclusiv cei care știau adevărul erau nevoiți să tacă sau să facă tot felul de alte formulări care să nu deranjeze regimul comunist. Și s-a creat acel spirit care, iată, a dăinuit și după 1989. Au trecut 30 de ani de la Revoluție, totuși. Da. Să nu uităm, regele a fost câțiva ani, nu? L-a început împiedicat să vină în țară, a fost întors de la aeroport, a fost întors de pe autostradă, atunci când încerca, după mai multe decenii, să se reculeagă la mormintele străbunilor săi de la Curtea de Argeș. Atât de mare a fost teama față de rege. Pentru că mai mari vremuri considerau că ar putea interveni un moment în care destinul României să fie schimbat și poporul ca atare să dorească revenirea la monarhie. Ne aducem aminte că ocupația sărbătorilor pascale din 1992 se vorbește de aproape 1 milion de oameni care l-au întâmpinat pe rege, care l-au salutat, care și-au manifestat atașamentul față de persoana maestății sale. Ei bine, mai marii vremurilor de atunci știau acest lucru, se așteptau că regele va putea fi primit ca un adevărat șef de stat. Și atunci toate, mă rog, planurile pe care le aveau s-ar fi năruit pentru aceștia. Și tocmai de aceea au avut această atitudine ostilă până la capăt față de persoana regelui. Domnule profesor, și în 1947, când s-a schimbat, să spun așa, regimul, n-a fost un referendum, n-a fost întrebat poporul, vreți monarhie, vreți republică? Momentul 30 decembrie 1947 a fost un act cât se poate de ilegitim. A fost practic un ordin pe care cei de aici l-au dus la îndeplinire, iar respectiva comandă a venit din partea Moscovei și agenților săi din această zonă. A fost o chestiune ilegală, ilegitimă, rezultatul unui șantaj. Regelui s-a pus pe masă actul abdicării, s-a spus că dacă nu va semna acel divorț amiabil, așa cum au formulat expresia 1947, un an trist pentru România. Din păcate, sigur că a fost o perioadă... Ni s-a impus un regim. Evident, din păcate, știm foarte bine că regimul comunist în general... Și a văzut ce a urmat după. Regimul comunist în general aici a venit într-o manieră cât se poate de ilegitim. Au fost niște alegeri fraudate, știm cu toții. Practic s-a falsificat totul. A fost până la urmă pus în practică acel faimos citat al lui Stalin, care spunea că nu contează câți votează, contează cine numără voturile, nu? Sub ocrotirea armatei de ocupație s-au organizat niște alegeri și au fost obținut rezultatul pe care l-au dorit și atunci evident că au avut toată deschiderea pentru a-și duce la îndeplinire planurile. Poporul român nu a acceptat acest regim, nu a dorit acest regim, dar evident s-a impus cu forța pentru perioada pe care am văzut. Iar cei care au avut curajul de a spune ceva, de a lupta, au avut desigur de pătimit într-o manieră foarte, foarte tristă. Plus că a fost șterse din toate cărțile tot ce era pozitiv referitor la regalitate. Pe prima pagină a abecedarului era chipul maestății sale, regele, al reginei mame. Într-o zi de ianuarie, atunci când copiii au revenit, am amintirea aceasta din relatările din familie. Exact, a venit învățătorul. A venit învățătorul în fața copiilor, printre care era și tatăl meu, și le-a transmis în primul rând faptul de a rupe fotografia regelui. Primise și el ordin, evident, de la partid, de la autorități, că trebuie făcut acel lucru și cu ochii în lacrimi le-a cerut copiilor să rupă acea fotografie. Deci învățătorul le-a cerut cu ochii în lacrimi. Da, da, da. Deci nici el nu era de acord cu ceea ce se întâmplă, dar nu avea ce face. Cine era de acord? Nu era mai nimeni de acord cu toate acele lucruri, dar teroarea era extraordinar de apăsătoare pentru toți oamenii. Și atunci fiecare avea familie, copii și așa mai departe, au încercat să se adapteze sistemului și au așteptat, evident, până la un moment dat să vină americani, să vină vremuri mai bune, să se termine odată acel regim, care ulterior, sigur, a avut consecințele pe care le cunoaștem. Au urmat naționalizările, au urmat, sigur, acel val de arestări, teroarea care a fost generalizată la nivelul societății române, sute de mii de victime, oameni nevinovați care au fost cel puțin în agricultură, ruperea țăranului de către regim, ruperea lui de legătura sufletească cu pământul. Da, sigur. Și multe, foarte multe alte chestiuni. Pentru că țăranul român a fost legat sufletește de pământ. Vorbea cu pământul.
bătea inima lui alături de pământ. Era cel mai important, cel mai sfânt lucru pe care îl avea, pământul. Ne aducem aminte acea imagine din Ion, acel țăran care săruta pământul. Acesta a fost și momentul care l-a inspirat, se spune, pe Rebreanu, momentul în care a scris acest important roman. Deci era cel mai sfânt lucru pentru țărani. Aceștia au fost, sigur, după cum cunoaștem, țiliți să renunțe la proprietăților. Acestea au fost confiscate, pământuri, animale, utilaje și așa mai departe. Deci oamenii au pierdut în mare măsură bunurile pe care le aveau. Ulterior, au pierdut puțin și din identitatea culturală, religioasă, spirituală pe care o aveau și a urmat ceea ce a urmat. O industrializare forțată și știm cu toții. Practic, acest sistem s-a prăbușit, având, sigur, temelii destul de șuprede. S-a prăbușit în 1989, iar România a redevenit liberă. Ce ar fi însemnat pentru România ca în 1989 să revină la legalitate, iar 10 mai să fie Ziua Națională României? Eu cred că ar fi fost un moment, să spunem așa, de normalitate. Pentru că momentul în care regele a fost silit, repet, silit să abdice, s-au încălcat toate reguli, s-a încălcat Constituția, s-au încălcat foarte multe principii de drept și, până la urmă, poporul român n-a fost niciodată întrebat: doriți monarhie sau doriți republică? În 1947 a fost un ordin care s-a aplicat, ordin străin. Românii și-au plâns regele, românii au regretat plecarea regelui. Și acel moment a fost, sigur, acompaniat de un val întreg de calomnii. Se spunea că ar fi plecat din țară cu trenuri pline de aur și ar fi dus averii incompensurabile și așa mai departe. Și abia după Revoluție am aflat cât de greu i-a fost regelui după ce a plecat. Erau elemente prin care poporul trebuia să aibă un sentiment ostil la adresa regelui. Uite, noi am rămas aici în condiții dificile, regele a plecat cu toate bogățiile și a dus o viață în lux și așa mai departe, pe când noi am stat și am mâncat salam de soia și așa mai departe, cum erau acuzați ulterior și alți politicieni de marcă din anii 90, printre care Ion Rațiu sau Corneliu Coposu. Ar fi fost, deci, un moment de normalitate să fie măcar un referendum. Ar fi fost, cred că, absolut necesar. Poate niciodată nu-i târziu, domnule profesor. Pentru că s-au pierdut. Vedeți, din 1990 până acum s-au pierdut niște ani. Vedem că lumea este nemulțumită de actuala clasă politică, de toată clasa politică. Am avut speranțe. Am avut zâmbetul pe buze la alegeri, după care am rămas cu durere și tristețe. Între demagogie și democrație e o mică diferență, nu? Din păcate, însă, acel gest reparator nu mai poate fi făcut față de rege. Regele Mihai aștepta până la finalul vieții să fie repus în acele drepturi. Din mai multe privințe, după cum am spus, din punct de vedere constituțional, ceea ce s-a făcut atunci n-a avut nicio legătură cu litera legii. Inclusiv din punct de vedere mistic, să spunem așa. Și biserica probabil că ar fi trebuit să insiste mai mult în legătură cu acest aspect, el fiind uns cu Sfântul Mir în calitate de rege al poporului român. Și practic acel gest simbolic reprezenta legătura fundamentală între suveran și poporul său în fața divinității. Și acel mir, după cum spunea Shakespeare, nu poate fi spălat de către toate apele oceanului. Dar din păcate vedeți că și în acea perioadă au fost vremurile care au fost, anii au trecut, iar din păcate, regele n-a fost repus în drepturile pe care le-ar fi avut în acel context. Fiind unul dintre cei mai respectați lideri, să spunem așa, politici din Europa și din lume în această perioadă, a fost pentru mult timp singurul șef de stat supraviețuitor din timpul celor de-al doilea război mondial, a fost cel care a contribuit la scurtarea războiului cu o perioadă determinată de timp. Prin asta, evident, a salvat și foarte multe vieți omenești, pentru care poate ar fi meritat inclusiv un premiu Nobel pentru pace, ceea ce, din păcate, tot nu s-a realizat. Dar, evident, aceasta a fost până la urmă istoria. Acestea au fost timpurile. Dacă mai avem regrete, este, practic, o problemă personală pe care o putem menționa. Cred că pentru România ar fi fost mai multă stabilitate, ar fi fost mai multă continuitate, ar fi fost deschidere internațională, pentru că regele avea relații deosebit de
apropiate, cu familia regală a Spaniei, cu familia regală din Marea Britanie și cu alte case regale europene și altfel, toate aceste legături, să spunem, inclusiv de sânge, de rudenie, s-ar fi concretizat în avantaje, cred eu, pentru întreaga societate românească. Ar fi avut România o conducere care se bucura de mai multă credibilitate la nivel occidental. Ceea ce, mă rog, s-a petrecut pentru noi puțin mai târziu. Știm că aderarea noastră la instituțiile europene și euroatlantice a venit puțin mai târziu față de cum ne-am fi dorit sau așteptat. Și chiar în acel context, regele Mihai a contribuit, a făcut diverse vizite în diferite cancelarii pentru a susține cauza României pentru integrarea europeană. Ar fi fost o perioadă de stabilitate, de continuitate și cred că România ar fi fost condusă pe baza unor principii mai riguroase. Ar fi fost, cred, mai bine pentru societatea românească să aibă acest destin. Dar domnii, tovarășii care ne-au condus în acele vremuri au avut alte planuri până la urmă. Eu chiar mă gândeam la o discuție despre viitor. Ce ar însemna România să revină la o formă de regalitate, nu republică? Este o întrebare aflată pe foarte multe buze. Au existat deja diverse organizații care au încercat să militeze pentru acest scop. Există în continuare foarte multe persoane, foarte mulți români cred în această soluție, în această alternativă la ceea ce se întâmplă acum în politica românească. Desigur, familia regală a spus că este pregătită pentru un asemenea demers, activitatea lor este constantă, practic cei care au urmărit ceea ce se întâmplă sunt o prezență vie, să spunem așa, în viața publică națională a României, precum și în cea internațională. Pentru că, vedeți dumneavoastră, poporul și oamenii de rând s-au săturat de actuala clasă politică. Nu vrem să ajungem nici la partea extremistă, nici de stânga, nici de dreapta, ci de a veni și de a avea o regalitate care a fost pentru România exact cum a fost în perioada 10 mai 1866 până 1947, o perioadă frumoasă pentru România în care s-au realizat lucruri deosebit de măreți. Care trebuie cunoscute. O dezvoltare economică. România era privit ca și grânarul Europei. România privită ca și grânarul Europei. România, micul Paris, București. Deci primită peste tot. Atunci românii trăiau bine. Pentru că atunci când există o societate în care lucrurile merg bine și dezvoltarea e aproape de om. Exact cum spunea și regele Mihai, am urmărit un interviu și o emisiune cu dânsul și cei din Uniunea Sovietică au încercat să egalizeze societatea, dar au pornit-o greu și dificil și incorrect, adică de a lua și a distruge tot ce a însemnat partea bogată să fie împărțită la cei săraci. Trebuia invers, cei săraci să fie aduci în sus. Deci vedeți, o altfel de gândire. Ura de clasă, lupta de clasă. Ura de clasă. Uite, plus ce s-a întâmplat după 1947 în România, când, cum spunea și dumneavoastră, tot ceea ce a însemnat bun despre egalitate a fost distrus, ruptă fila cu poza regelui. România a cunoscut o perioadă dificilă. De aceea e bine să se cunoască ce a însemnat 10 mai pentru România. 10 mai să fie o zi națională. Așa era înainte de comunism. Era o zi de sărbătoare publică. Oamenii mergeau... Care oamenii se bucure, se iasă. Oamenii se bucurau pentru că și vremea permite. Să fie liberi, ca și o duminică. Așa era, o zi de duminică, practic, dacă putem spune așa. O zi de sărbătoare trăită de către populație. Mergeau la iarbă verde. Era, practic, oarecum similară în privința manifestării. Ziua de 1 mai. Ulterior s-a transferat odată cu regimul comunist, practic, n-a fost o diferență decât de câteva zile, iar acea sărbătoare de bucurie publică s-a mutat pe data de 1 mai, ziua muncii, a muncitorilor în general. Dar, înainte de comunism, era sărbătorită cam în aceleași circunstanțe pe data de 10 mai, zi de sărbătoare națională, în care, repet, oamenii simțeau ca atare, evenimentul, bucuria era deosebită și au rămas aceste amintiri în memoria multor persoane până la urmă.
Pe de altă parte, sigur, și o discuție în legătură cu actuala Zi Națională a României, Ziua Unirii Transilvaniei cu România din 1918, s-a optat, sigur, după Revoluție pentru această dată, deși în 1918 au mai avut loc și alte uniri. A avut loc și unirea Bucovinei, unirea Basarabiei cu România și atunci, sigur, e îndreptățit oarecum ca unii dintre noi să se întrebe de ce oare unirea Transilvaniei ar fi mai importantă, zi națională, iar celelalte uniri să fie oarecum puse în umbră, în comparație cu acest eveniment. Cred că ar fi fost o opțiune bună pentru România după 1989 să fie readus această zi de 10 mai în calitate de zi națională a țării. Moment în care puteam sărbători cu toții, indiferent de opțiunea antimonarhice sau promonarhice, ideea de independență națională. Pentru că acesta, repet, a fost momentul care a pus bazele statului român unitar, așa cum l-am cunoscut, iar coroana de oțel pe care au purtat-o suveranii României a provenit de la un tun care a fost capturat de la Plefna pe data de 27 noiembrie în anul 1877 și s-a stabilit că acel material va oferi practic materialul care va sta la baza coroanei, din care va fi făcută coroana României. Coroana de oțel. Coroana de aur, nu? Era o coroană, după cum a spus chiar regele în acel moment, a fost un tun, un oțel care a fost stropit cu sângele eroilor români. Și a spus că mai nobil decât acel sânge nu poate fi niciun aur sau niciun diamant. Și aceea a fost practic, acela a fost practic momentul de la care am avut de face cu fundamentul statului român. Pentru că în 1881, tot pe data de 10 mai, să discutăm despre cel de-al treilea eveniment fundamental din acele timpuri, proclamarea regatului României. Nu era vorba de Principate Unite, era vorba de regat, era o altă formă de organizare statală. Iar România devenea un regat, precum multe alte monarhii occidentale, europene din acele vremuri. Legat tot de 10 mai, nu? Exact. Deci e vorba de proclamarea lui Carol I în calitate de principe, e vorba de ziua independenței de stat și, respectiv, în cel de-al treilea rând, cel de-al treilea eveniment, proclamarea regatului României. Deci, momente deosebite, sărbătorite pe această zi de 10 mai, care, tocmai din aceste motive, ar trebui să fie o zi de sărbătoare și bucurie națională. Iar oamenii trebuie să înțeleagă și să știe că atunci, în acea perioadă, am avut niște oameni de stat, regi adevărați, care au pus mai presus de orice interesul național. Una dintre devizele lui Carol I era totul pentru țară, nimic pentru mine. Cum devizele altora sunt totul pentru mine și nimic pentru țară. Nu? Devizele politicienilor contemporani. A fost un monarh deosebit de valoros, deosebit de importanți, care au lăsat în urmă foarte multe lucruri deosebite. Avem și pe regele Ferdinand, care a fost, pe de-o parte, monarhul, sub care discutăm despre momentul 1918, Marea Unire, încoronarea primul acestui război mondial. Ce greu i-a fost unui monarh, Ferdinand, să lupte cu propria sa familie germană. Erau așteptări foarte mari din partea monarhilor României. Prima dată, sigur, am avut de-a face cu situația din timpul regiului Carol I, care a ezitat până la capăt. Nu a dorit ca România să intre în război împotriva Germaniei, împotriva țării sale de origine și așa mai departe. Iar succesorul său, Ferdinand, a realizat acest lucru. Și până la urmă, unii întrebau, acești regi nu sunt de origine română, nu sunt autohtoni. Dar să nu uităm, regele Ferdinand a preferat în contextul războiului ca România pe care o conducea să intre în luptă împotriva propriei sale țări, împotriva propriei sale familii, pentru că interesul țării pe care o conducea era altul. Iar lucrul acesta trebuie să știe toți oamenii. E tocmai de ce au fost, sigur, și reacții pe măsură din partea familiei din Germania. Să nu credem că n-au fost urmări în acest sens. Nu a fost agreat acel gest, bineînțeles. Nu. Tocmai de aceea discutăm despre regele Ferdinand, calitate de rege întregitor,
După cum avem și apelativul Ferdinand cel Loial, pentru că a fost loial interesului național, interesului României din acel moment. Și astfel, iată, a făcut istoria, a lăsat în urmă un stat unit, un stat puternic, un stat care avea toate condițiile pentru o dezvoltare istorică optimă. Un adevărat om de stat. Și regele Ferdinand, dar și, în egală măsură, regina Maria, care a avut o contribuție fundamentală în acea perioadă. Lucruri care trebuie cunoscute până la urmă de către, cum a spus, tinerii, de către poporul român în general, care s-a confruntat în perioada comunistă cu foarte multe neadevăruri care au trebuit să fie rostite, din păcate. Și aceste lucruri trebuie să le știm, pentru că, vedeți, istoria nu face pași înapoi. Noi trebuie să ne cunoaștem istoria. Iar privind spre viitor, atunci când ne gândim la viața noastră, să știm ce putem să facem. Care este perioada care a fost cea mai benefică pentru România? Nu să experimentăm tot felul de politicieni de stânga, de dreapta, de extremă stânga, de extremă dreapta, care atunci când este campanie electorală vin și îți promit marea și sarea, după care uită de tine și se trezești cu tot felul de pensii speciale și un jaf din avuția națională. Rezultatele perioadei regalități nu trebuie inventate, ele trebuie doar cunoscute, studiate. Sunt niște lucruri simple, clare, trebuie puțin interes pentru a recunoaște niște merite. Se văd aceste lucruri. Istoria nu poate fi falsificată până la capăt. Adevărul, mai devreme sau mai târziu, va străluci întotdeauna. Cam asta trebuie reținut. Și o datorie până la urmă, o datorie morală pe care o avem pentru a ne cunoaște trecutul așa cum a fost, pentru a-i respecta pe cei care, într-adevăr, au lăsat ceva în urmă. Iar noi aici vom spune adevărul, tocmai ca să se cunoască adevărul, pentru că atunci când știi adevărul, poți să construiești. Pe minciună nu se poate construi. Absolut. Și adevărul ne face liber până la urmă, așa cum spun și cele sfinte. Și tot ceea ce a însemnat regalitatea pentru România trebuie cunoscută. Trebuie recunoscut, sigur. Și, de fapt, în fiecare perioadă istorică. Pusă acea filă înapoi în cartea de abecedar, nu? Este... O reparație. Acea filă să fie pusă înapoi în cartea de abecedar. Da. Acum s-au mai făcut progrese în acest sens. Se vorbește liber despre acest subiect. Tot mai mulți tineri, tot mai mulți oameni, în general, au aflat adevărul. Nu mai trăim vremurile de mult apuse din acele timpuri. Dar, sigur, aștept sau cred că ar fi normal pentru națiunea română să existe și acest moment în care cetățenii români să fie întrebați în cadrul unui referendum care este forma de stat pe care o doresc pentru România. Și acel moment cred că ar face puțină lumină în acest context. Dar pentru asta, sigur, lumea trebuie să cunoască adevărul și trebuie, sigur, să avem posibilitatea de a gândi liber și limpede în legătură cu această temă fundamentală pentru țara românească. Domnule profesor, în final, câteva cuvinte despre 10 mai. Care credeți dumneavoastră că sunt cele mai importante pentru ca lumea să le știe? 10 mai pentru România. Marele poet Vasile Alexandrii a scris o frumoasă poezie, 10 mai. El este cel care a compus și versurile imnului regal al României, dar în această poezie vorbea tocmai despre lucrurile care trebuie cunoscute și care trebuie sărbătorite în contextul acestei frumoase zile. Și el spunea aproximativ așa la finele poeziei sale, 10 mai va fi de-a pururi sfântă zi, că ea ne-a dat, domn puternic țării noastre, libertate și regat. Și, practic, în acele versuri atât de frumoase și de simple ca atare, putem regăsi esențialul în acea perioadă pentru istoria României. Așadar, data de 10 mai trebuie să fie o sărbătoare națională în România, trebuie respectată ca atare, pentru că a reprezentat momente fundamentale și unice pentru devenirea statului național român. Să trăiască poporul român, trăiască ziua de 10 mai. Aceasta a fost emisiunea noastră de astăzi, mulțumindu-i încă o dată domnului profesor, lector universitar, dr. Mihai Vasile Cucerzan de la USAMV Cluj. Până la o nouă emisiune de aici din studio vă spunem toate cele bune. La revedere! La revedere!